Hei, foarte frumos acel fantasy date al lui Valentin și al lui Gabriela. Mi-a plăcut foarte mult ce au vorbit ei acolo. Nu știu ce au avut astăzi, pentru că ați văzut că și doamna Simona spunea că nu i-a văzut vorbind, că a crezut că sunt supărați, certați. Doamna Florii, la fel, mi s-a părut extrem de, nu știu, parcă ar fi prins aripi și ar fi văzut că sunt total nepotriviți sau diferiți sau cum îi vede dânsa, dar fantasy-ul a fost cu adevărat superb, chiar minunat. Nu înțeleg de ce nu reușește să se odihnească, nu înțeleg care e problema, de ce nu-și găsesc un echilibru așa, superbe pisicuțele astea. Aș vrea să-mi spuneți și mie în comentarii ce părere aveți și cum vi s-a părut acest aici, nu ăla asta. Ia uitați cum se vede. Deci vă jur că aveam senzația că gata, gata, ai face vreo tocăniță ceva. Discuția dintre cei doi de la Fantasy Date mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut cum și-au vorbit, mi-a plăcut ce și-au spus. Nu-mi place atitudinea lor din casă și faptul că nu reușesc să se odihnească. Sau mai mult, că nu pot să doarmă împreună în același pat. Pe mine mă relaxează maxim și, nu știu, stă o stare de bine că ai lângă tine persoana pe care o iubești. Ai putea să dormi în orice fel și în orice poziție, doar că te acoperi cu dragostea lui și tot este important. Nu înțeleg ce nu merge acolo și nici nu-mi place că nu merg lucrurile simple, culmea.